Salutare tuturor, eu sunt Emilian și bine m-am găsit la un episod din Metro 2033. Sați moleacă. Oh shit. Nu mai știu ce. Hai că nu mai știu ce făceam. Mai mult? Încolo. Nu mai țin minte de unde am venit. Din cotro am venit. În momentele astea chiar îmi dau seama că deja mi-am propus eu să arma. Les. Deja mi-am propus eu să explorez cât mai mult jocul acesta minunat. Dacă uit în puii mei unde eram, ce făceam și încotro trebuia să mă duc. Mă disperă băieții ăștia. Nu, e bine încolo. Dude! Miller! Bine, n-ar mai trebui să trag pentru că se ocupă băieții mei. E ok. Miller, bulangiule care ești. Tu să vii mai devreme? Mă, trebuie să mergem încolo? Unde vor ce sunt puii mei? Shit. Oh, hey. Boss. Bossule. Cred că aș putea să-mi dau un med. Nu era pe Q? Cred că nu merge. Încerc să mă uit la ceas și nu reușesc. Oh, fuck! Vreau să-mi economisesc lanțele în puii mei. Trageți și voi ca lumea nii. Eu uite-l, mă. Pe ăsta nu l-ai văzut, nu? Mamă, la ce de sunt. Mori! Bestie! Fix când m-am gândit să trag și eu, a sărit, mă. Dar de ce stăm aici? Nu vreți să mergem undeva? Într-un loc mai retras, așa? Nu e bine. Sunt prea mulți. Nu mai văd nimic. Băi, urâtule, băi! Iar, mă? Da, very good. Alright. Nu dau seama, ăsta e Miller? După voce, parcă el ar fi. Vedeți, știam eu că trebuie să intru aici, dar nu puteam. A, să mișcă porțile astea, ușile astea singure și pe mine nu mă lasă să le deschid. Let's go! Care o... Suntem mai mulți de 3? A zis că Danila watch the outside și we will go with Artyom. Adică trebuie să mai fie încă unul. Încă 2 pe lângă Danila. Nu fi do... Trebuie să închizi ușa doar, nu trebuie să tragi în el. Eu sunt deja aici, boss. Oh, shit. Ce tumbă a făcut Danila. Băieți, vreți să vă ajut? Locked,
Eu cred că o să vă descurcați. Eu cred că... M-am blocat, what the fuck? Nu pot să sar acolo? Bă. Eu cred că o să vă descurcați cât am eu nevoie. Ca să mă uit pe aici peste tot. Nu? Am încredere în voi, băieți. O să intru pe partea altă. Totuși nu sunt prea multe chestii de explorat. Bă, dar ce repede să duc filtrele astea, frate! O sar aici? Nu pot. Ah, stai că merge. What the, what? Ce dumnezcândură ești tu? Ce panamează. Chiar arată foarte ciudat. Arată ca niște limbi. Hei! Hei! Nu știu de ce, dar vreau să ajung acolo. What? A, și-a schimbat mască. Doamne, ce mă sperie când face chestia asta. Băieți, nu vreți să veniți aici sus? A, și astea mi se pare că le-am ridicat și s-au lăsat înapoi. Nu s-au lăsat. Hai, că e bine. Am impresia că durează gen... Da, uitați, vezi? După un timp, se coboară loc. A, e blocat, super. Deci trebuie să ajung acolo. Cred că trebuie să ajung aici, pe partea asta. Acum, sincer, n-aș sta să trag în toate astea, dar... Nu cred că am loc să trec de ele. Le ocolesc așa. Fuck! What the f... Mamă, ce m-a pălit? Uitați-vă și voi la ăsta, cum mi s-a... De fapt, cred că i-a mâncat ceva piciorul, n-avea cum să desprinde carnea după o să, what the fuck. Asta m-a pălit? Se aude ceva mergând. Nu mă încântă deloc. Se aude mergând. Hai mă, sigur pe aici trebuia să vin. Boys! Sunt aici! Ce? What the fuck? Credeam că... Să mor dacă... Dude, am apăsat în greșeală pe T. Am vrut să apăs pe R. Am apăsat am două, de fapt. Te mai ta așa urât la el. Pune mâna și lutează-l. Ce? Ce se văd? Ok, nu mă așteptam la asta. Dispari, mă, în grijania mătii. What? Ce glume bune aveți, băieți. Aici trebuie să merg... The fuck? Mă împinge, bossule. Puteai să zici frumos, cum rădeam la o parte. Ce până mai face acolo? Mulțumesc frumos. What the fuck? Citește într-o carte, ce pana mea? Aha, pe acolo. Hai că am amețit în puii mei. Come on. Jump?
Hai să deschid repede ușa asta. Pă bune, tot încuiată e? Mă gândeam că pot să deschid pe partea asta. Păi și cum o deschid, boss? Trebuie să găsesc cheia? Mă sperie puțin locul ăsta. Mănâncă nasul. De ce mereu mănâncă nasul când încep să filmez chestii? Cred că e de la microfonul ăsta. Am alergie la microfon. Cred că am alergie în general la microfoane, nu doar de la ăsta. Că mi se pare că și înainte o mânca nasul. Uite încă unul aici. Bossule, ai cheia? N-ai cheia. Să-ți bași picioarele în iară cheie, că nu o găsesc, bă. Eu am plecat fără voi. Eu m-am dus. Ola e. Că așa e încuiată. Cred că trebuie să găsesc cheia, nu? Dar pur și simplu în momentul ăsta nu văd nimic. Ce nu e la ăștia? Unde mi arată că trebuie să mă duc încolo? Aici e cheia? Nu? Jos aici? Undeva? Pe podea? Mai așa? Aici? O bune frate, what the fuck? Deci, în spate, așa... Așa, aici ar trebui să fie undeva, dar eu nu o văd. Ciudată treabă. Pe bune, frate? Trebuia să mă uit pe tavan? Cine Dumnezeu să uită pe tavan? Am consumat 70.000 de filtre. Uitați-vă și voi ce trebuia să fac în pana mea. Dragnea? Wow. Incredibil așa ceva. Ce tâmpenie! Cine se uită pe tavan, frate? Că eu nu mă uit pe tavan. Și acum cum facem la ușa aia? O agățăm asta înapoi și tragem invers? Că e încuiată. De ce vă mișcați așa greu? Hai că stau aici de o jumătate de oră. Nu e nimic. Mama, abia se mișcă, frate. E pe bune. Aveți voi cheia? Că eu nu am. Nu puteai să faci asta și cu ușa elaltă? What the fuck, ce m-am speriat? N-am, pe bune, chiar așa le zice? Ok. Pe bune? De ce licări? Hai mă, cât de rău poate să fie. Parcă era vorba că nu tragem. Hai că nu i-a făcut nimic. Am intrat ăsta aici, ești nebun. Ăsta e librarian? Sper că nu. Danila! Bine? Hai că eu am treabă, eu trebuie să găsesc chestii. Ce? Ce? A, pe bune? Da, da, da. Acum, sigur te mai întorci. Și ziceți toți. Bun, deci... Oare găsim chestii pe aici?
În afară de cărți? Cine mai are nevoie de cărți? Apocalipsa. De fapt, cred că ar fi destul de importante. Dacă e să mă întreb bine, cărțile, în cazul unei apocalipse, ar fi foarte importante, pentru că n-ai mai avea... Probabil că n-ai mai avea curent, n-ai mai avea Netflix, n-ai mai avea internet de unde să cumperi filme, normal. Așa că niște cărți ar fi foarte folositoare, frate. Hai că mă rog să văd și care-i treaba cu statuia lui băiatul ăsta. Eram sigur că găsesc chestii. Bosule! Ok? Acolo sunt, da. În scările stericate. Du-te, mă, în paștele mătii de aici. What the fuck e asta? De ce se mișcă frunzele? Zici că... Am crezut că sunt luminițe de Crăciun, dar sunt frunze, de fapt. What the fuck se aude așa? Trebuie să mă duc într-acolo. Dar n-am loc. Ok. Ce se întâmplă? Oh, loading screen. Ah, pe bune, sunt ăștia mari? Stai, nu cred. Ba da, mă. Deci cu ăștia nu trebuie să mă bat? Dude, mi-aduc aminte când am jucat jocul. M-am chinuit o grămadă să-i omor. Nu pot să cred. În tot timpul ăsta am făcut ce nu trebuie. Am jucat jocul cum nu trebuie. Ok, lume, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, baftă maximă.